Bună, sunt Maria și sunt eleva liceului Tenotim Paul Georgescu, de curând și președinta Consiliului Elevilor al acestui liceu. Aș vrea să vă vorbesc despre cât sunt de bucuroasă că am reușit să-mi dezvolt și să-mi descoper abilități în școală, în sensul că am descoperit că liceul nu este numai mediul unde asimilez cunoștințe educative, ci și îmi dezvolt sau descoper, cum am mai zis, abilități. De exemplu, sunt membru al clubului de debate, cel lucru mai frumos. Acest club m-a ajutat să fiu mai liberă în exprimare, să mi-a îndepărtat dragul de a vorbi în public. Pe lângă asta, întotdeauna am avut copii. Am participat la o activitate a AGLT-ului, Asociației Grupurilor Educare de Tineret, în care am învățat să ne jucăm cu copii, lucru care m-a bucurat enorm. Mai mult decât atât, am participat, formând o echipă a liceului, la un concurs numit Casa Tudori, unde am avut experiența să dezvolt abilitățile culinare. Lucru care m-a făcut să mă simt mai aproape și de partea aceasta. Ce să vă spun? Vă aștept la noi la liceu și... Bună, sunt Marina și sunt eleva acestui liceu în clasa 9B. Sunt eleva acestui liceu încă din clasa 1, iar de-a lungul timpului acest liceu mi-a oferit foarte multe oportunități de dezvoltare personală. Însă, doar la începutul acestui an, m-am implicat în cadrul unui proiect numit Învățăm să ne jucăm. Acest proiect m-a făcut să-mi descoper latura tolerantă și ludică și să comunic mai mult cu sora mea, care este clasa 1 în acest liceu, și să mă joc cu ceilalți copii mai mult pentru a îndepărta mai mult de internet. Bună, mă numesc Alisa, sunt eleva liceului teoretic Paul Georgescu Sândărei, în clasa 11-a. Aș vrea să apreciez în mod special interacțiunea dintre profesori și elevi. Această interacțiune este una foarte specială. Profesorii știu foarte bine să îmbine utilul cu plăcutul, făcându-ne o viață foarte frumoasă la școală. Mă numesc Mihnea Cumumare, sunt elev în clasa 9B, nu am nicio funcție în Consiliul Elevilor, păcat. Iubesc matematica, fiind cea mai de bază materie a școlii noastre și a profilului meu. Fac matematica cu domnul Boboc, care este cel mai tare profesor și consider că mi-a arătat drumul acestui profil. Chimia, după fiecare oră de chimie, fiecare dintre noi are o reacție de dublu schimb cu această materie. La ora de fizică sunt atras de această materie cum sunt atras de obiectele de pământ, datorită forței gravitaționale. Bună, sunt Sonia, elevă în clasa 10-a la profilul matematică informatică și totodată vicepreședinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Principalul motiv pentru care am ales să rămân la acest liceu a fost devotamentul, competența și dragostea față de copiii a cadrelor didactice, pe care le cunoșteam de mic, părinții mei fiind profesori și eu elev la rândul meu în această școală. M-a impresionat dăruirea profesională și faptul că profesorii au reușit să ne așeze pe drumul bun al cunoașterii. Îmi iubesc și respect profesorii și sunt sigură că dacă voi veți veni la această școală, cu siguranță veți avea aceleași sentimente pe care le nutresc eu în acest moment. Hei, mă numesc Monica, sunt o umanistă convinsă și învăț în clasa 11. Acest liceu mi-a oferit posibilitatea de a dobândi anumite calități din prisma proiectelor și activităților pe care le facem. Școala mea nu se ocupă doar cu activitățile convenționale și pe specifice instituții, predare, învățare, ci și prin alte activități. Eu, spre exemplu, particip și sunt foarte implicat în activitățile de voluntariat. Am avut ocazia să propun o astfel de idee și nu am fost surprinsă că un profesor din liceului meu chiar m-a aprobat și chiar m-au susținut în asta. Și au fost bucuroși că această idee a venit în sfârșit din partea unui elev. Datorită acestui proiect, mi-a descoperit o latură sensibilă a mea și de atunci chiar sunt membră și responsabilă pe departamentul de voluntariat al Consiliului Școlar al Elevilor, nu? La puțin timp de atunci, proiectul
și am avut onoarea să fiu desemnată responsabilă la nivelul elevilor cu proiectul. Da. Rămâne între noi. Mie îmi place foarte mult să stau în fața camerelor și mă simt chiar eu însemn. Nu aș vrea să închei și să trag o concluzie, pentru că nu s-a spus tot ceea ce ar fi trebuit să fie spus. Însă școala asta mi-a oferit posibilitatea de a face ce-mi doresc și anume să ajut. Îmi place să fiu persoana care este oricând acolo când ai nevoie de ea. Este rândul meu să mă invit să prezint, să vizitați liceul meu, care este o școală cu clasă. Da, bring me down, can't
Veniți la liceul cu blazon, liceul teoretic Paul George.